Severinul s-a aflat din nou pe podium la competițiile sportive naționale. De această dată, meritul revine unor tinere care au câștigat titlul național la un concurs de luptă organizat pe plajă la Constanța. Competiția încă nu s-a încheiat pentru ele, așa că există posibilitatea să-și sporească palmaresul. Multe ore de antrenament și multe sacrificii, toate însă au fost uitate de două fete dintr-o beta Turnu Severin care au reușit să obțină titlul național la un concurs de lupte. Este primul concurs pe anul acesta care se ține la lupte libere. Este campionatul național de plaje junior mici. Fetele au confirmat pentru încă o dată că sunt bine pregătite și foarte bine antrenate. Au fost convocate la lotul național deja de 3 săptămâni la Costinești, în localitatea Costinești, unde se ține și competiția. Rezultatele sunt următoarele. Campioana națională Borugă Elena, 44 de kilograme și Păiuș Sofia, 57 de kilograme, vicecampioană națională. Vor urma și alte concursuri? Da, fetele sunt înscrise și la o categorie de vârstă mai mare, 11-13 ani. Competiția se derulează astăzi și vedem că vor face față și acolo cu brio. Încă din 2019, fetele se mențin pe primele locuri. Sunt foarte mândră de ele și fericită că au reușit să demonstreze că suntem în continuare pe podium și generația ce vine este la fel de puternică ca generațiile trecute. Fetele sunt deja medaliate la campionatul național din 2019 și speram să țină tot așa. Sunt micuțe, sunt la început, dar le prevedem un viitor mare. Practică de mult acest sport? 3 ani de zile, eu întorcându-mă de la București, am fost 2 ani de zile antrenoarea lotului național și sunt fetele prima generație după reîntoarcerea mea la Severin. Emoțiile vor mai continua pentru cele două fete, căci competiția nu s-a încheiat, așa că există posibilitatea ca palmaresul lor să crească.